Hei, salut, bine v-am regăsit! Numele meu este Andrei Vulpescu, sunt blogger de relații și autor și astăzi vreau să intru puțin în zona abuzului emoțional. Vreau să intru puțin în zona abuzului emoțional pentru că este o problemă destul de delicată, o problemă destul de des întâlnită în interacțiunea mea cu prietenii din spațiul online și nu numai. Și vreau ușor, ușor să fac o serie de episoade care să se lege cumva de povestea asta cu abuzul emoțional pentru că el există. Am și crescut mulți dintre noi în acest abuz. Mulți părinți și-au abuzat copiii din punct de vedere emoțional, fără să vrea, posibil. Unii poate au vrut, alții nu, dar în principiu, știți cum se spune, părinții au avut cele mai bune intenții atât cât au putut ei. De multe ori cele mai bune intenții n-au avut rezultatul scontat. În fine, vreau să vă dau un exemplu de abuz emoțional. Când partenerul îți sugerează să faci ceva, iar tu te temi să spui nu. Este unul dintre cazuri. Este o posibilă variantă. Ce se întâmplă aici? Partenerul îți sugerează să faci un lucru, să te tunzi, să-ți schimbi un obicei, nu știu, să nu te mai culci la 2 noaptea, să te culci la 12. Iar tu ești incapabil să spui nu, ți-e frică. Da? E, în momentul ăla partenerul are puterea asupra ta. Este posibil ca el să te fi tocat la cap foarte multă vreme și să-și țină direcția aproape convingându-te că el are dreptate. Și atunci, da, poți să ajungi să te temi să spui nu din două motive. Unu, pentru că te gândești că îl vei pierde, pentru că te gândești că dacă nu vei face așa cum își dorește, va pleca de lângă tine. Deci aici este cumva... Se joacă teama de abandon, frica de singurătate, sunt multe substraturi sub această teamă, da? Deci te temi să nu cumva să-l pierzi, sau doi, te temi ca nu cumva să se răzbune într-un fel pe tine. Nu neapărat plecând. Nu. Plecatul nu este cel mai rău lucru care se poate întâmpla într-o relație. De multe ori, cel mai rău lucru este ca el să rămână și să te facă praf. Și se întâmplă în foarte multe relații ca unul dintre parteneri să rămână și să te facă praf. De ce? Lasă că ți-arăt eu ție. N-ai vrut să faci ce am spus eu. Și atunci, da, chestiile astea repetate pot ajunge în momentul în care pur și simplu ți se face teamă. Ți-e teamă să spui nu. Din exact aceste motive. Dacă te afli într-o asemenea situație, să știi că ai fost abuzat. Abuzat sau abuzată. Nu sună foarte plăcut, știu, sună brusc și direct, însă asta este realitatea. Celălalt te abuzează fără să-și dea seama neapărat, adică nu știu dacă o face în mod conștient, e posibil să o facă în mod conștient, însă tu trebuie să spui întrebarea de ce acest om are atâta forță asupra mea, de ce sunt incapabil sau incapabilă să spun nu sau să îmi comunic părerea. Pentru că într-o relație sănătoasă, ambii parteneri au drept egal de a-și exprima părerea. Cam asta a fost tema de astăzi. Este o situație care se poate întâmpla în zona asta de abuz emoțional, una din sutele de situații. Voi încerca ușor, ușor să vă introduc în zona asta, oferindu-vă tot felul de variante, tot felul de posibilități. Sigur, aștept și de la voi mesaje și tot felul de situații cu care vă confruntați sau v-ați confruntat pe parcursul anilor. Nu uitați să dați aici subscribe la canal și, bineînțeles, comentați sau trimiteți-mi mesaje. Promit să vă răspund. La revedere, pa!